Astăzi vom prepara un cozonac de post. Am pregătit maiaua, cantitățile pentru maia le las la descriere și, în genere, cantitățile care le folosesc la cozonac, toate le găsiți la descriere, rețeta exactă, ca să nu pierdem timp acum cu descrierea cantităților. În maia, acum vom adăuga sucul de portocale și sucul de la lămâie, zahărul, avem făină împreună cu mălai, care vom prământa un aluat nu foarte, foarte vârtos. N-adăugăm toată cantitatea de făină la început. Lăsăm o parte de făină. Încorporăm o parte de făină. Apoi, peste o jumătate de oră, vom încorpora și restul de făină. Observați, aluatul are o consistență mai lichidă, așa mai moale. Nu vă speriați, îl lăsați să crească. Apoi vom adăuga peste o oră restul de făină și ulei. Următorul pas este să punem în apă crambere și crustafide. Le lăsăm să se hidrateze bine, că avem nevoie de ele la cozonac. Și făina rând pe rând, până vom obține o consistență de consistența plastilinei. După ce am frământat aluatul, îl vom împacheta în felul următor. Ne folosim de un pic de ulei ca să nu se lipească de mâini. Și îl împachetăm parte peste parte. Și îl lăsăm la crescut. Nu-l frământăm, nu-i facem nimic, doar îl împachetăm ori de câte ori. De 3 ori vom face această împachetare ca să fie aluatul pufos. Facem a doua împăturire. Acum vom face crema de ciocolată din carob sau din pudră de roșcovă. Vom adăuga pudra de roșcovă, zahăr și ulei. Cantitățile exacte pe care le adaug le găsiți la descriere. Apoi vom mixa în blender. În această cremă adăugăm nuci măcinate pe care le vom mixa împreună cu crema de ciocolată sau crema de roșcovă, mai bine zis. Vom forma cozonacii. Vom împărți în 6 bucăți, că am să fac 2 cozonaci împletiți în 3. Deci, îi împărțim în 3 bucăți, fiecare bucată mai mare. Apoi vom palina ca să ne fie apoi mai ușor la formarea cozonacului. Vom forma cozonacii dându-le o formă ovală. Ne stăruim să lucrăm cu mâna, nu cu făcălețul. Aluatul de cozonac trebuie să fie pufos și să nu spargem bilele din el, aerul, să nu scoatem aerul. De obicei, cu făcălețul scoatem aerul și ne străduim să lucrăm de mână. Vom pune crema de ciocolată. Și rulăm. Crema a doua ușirie. Presărăm un pic de făină sau ulei, la care și cum vă place să lucrați, fie pe ulei, fie pe făină. Și aici vom adăuga stafide cu crambere pe care le-am hidratat mai întâi. Și la fel le rulăm.
Și a treia o vom face cu ciocolată și stafide. Aluatul se lucrează foarte ușor. Adăugăm crema de ciocolată. Peste ea adăugăm stafidele cu cranberries. Umplutura o faceți la alegere. Asta a fost alegerea mea pentru acest cozonac. Puteți să puneți doar ciocolată sau puteți să nu puneți nimic. Sau puteți face cu dulceață și nuci. Este la fel de gustos. Asta a fost combinația care am ales-o. Dar vom împleti cozonacul simplu. Facem o cosiță. Așa. Și în partea aceasta la fel. Lăsăm să crească cât ne se încălzește cuptorul. Minim să stea o jumătate de oră cel puțin la temperatură mai călduță în casă. Și fără curent. Ca să crească aluatul. Și așa procedăm și cu al doilea. Să băgăm cozonacii la cuptor pentru 35 de minute, 40 de minute, vă orientați după cuptorul pe care îl aveți, la temperatura de 180 de grade. Am scos cozonacii din cuptor, i-am dat cu un pic de miere și am pus fulgi de migdale pe ei. Am făcut doi cozonaci masivi, nu i-am cântărit, dar sunt imenși. Acum și lăsăm un pic să se răcească ca să nu se încruzească când îi tai și am să vă arăt cum sunt și în interior. Așa arată cozonacul nostru în interior. Este un cozonac de post sau pentru vegetarieni. Este făcut doar din produse naturale. Dacă vă place ceea ce fac eu, neapărat să încercați această rețetă și vă aștept și data viitoare. Vă mulțumesc!